Specialiștii au descoperit care este băutura care hidratează cel mai bine organismul. Contrar așteptărilor, aceasta nu este apa. Un studiu efectuat la o universitate din Scoția arată că nu apa este cea mai hidratantă băutură. Apa plată și cea minerală ajută foarte mult organismul, mai ales atunci când este caniculă. Dar pentru o hidratare rapidă, băuturile cu puțin zahăr, grăsim sau proteine fac o treabă mult mai bună. Un profesor universitar susține că totul constă în modul în care organismul nostru reacționează la băuturi. S-a constatat că laptele, cu toate că are în compoziție grăsim și proteine, este mult mai hidratant decât apa. De asemenea, soluțiile de rehidratare orală pot conține și cantități mici de zahăr, sodiu și potasiu, care ajută foarte mult organismul când este deshidratat. Studiul mai arată faptul că o cafea normală, care conține 80 de miligrame de cafeină, este la fel de hidratantă precum o cantitate similară de apă plată. Adulții care nu sunt suficient de hidratați ar putea îmbătrâni mai repede, se pot confrunta cu un risc mai mare de boli cronice și ar avea mai multe șanse să moară mai devreme decât cei care se hidratează bine. Cercetătorii au analizat nivelurile de sodiu din sângele participanților ca indicator al hidratării, deoarece concentrațiile mai mari sunt un semn că cel mai probabil aceștia nu consumau suficiente lichide. Specialiștii au constatat că participanții cu niveluri ridicate de sodiu în sânge au îmbătrânit fiziologic mai repede decât cei cu niveluri mai scăzute, ceea ce s-a reflectat în indicatorii de sănătate asociați cu îmbătrânirea, cum ar fi tensiunea arterială ridicată, colesterolul și glicemia. Relatează Antena 3.ro.